Bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod din noutăți și licuri pe Fortnite, oameni buni. Dacă vă este dor de Kevin, mergeți și rupeți butonul de like. Așa că, oameni buni, astăzi o discutăm despre destul de multe licuri și câteva concepte care mi s-ar părea super șmechere să adauge în joc. Așa că, pregătiți-vă să discutăm despre ceva easter egg-uri pe care Fortnite-ul le-a ascuns într-un trailer care a fost așa sub năsucul cam tuturor. Așa că, oameni buni, pregătiți-vă pentru niște chestii super, super șmechere. Și înainte să începem, nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe butonul de subscribe dacă mai doriți astfel de episoade. Și vreau să vă spun că mă gândesc că știți comunitatea Fortnite România. Da, ei bine, suntem în căutare de staff. Așa că dacă cumva te consideri în stare și crezi că ne poți ajuta cu o mână de ajutor, tot ce trebuie să faci este să mergi în descriere, să dai acolo pe Discordul Fortnite România sau să intri tu direct pe Discord, pe discord.gg/Fortnite România și să aplici pentru cererea de mini-lamă. Așa că, oameni buni, hai să intrăm în episod și să vedeți ce chestii v-am adus astăzi. Bun, știm că Fortnite a avut extrem de multe colaborări cu Marvel, cu DC Universe. Efectiv lua personaje și le băga în joc. Ne aducem aminte extrem de multe caractere. Cred că asta este cea mai mare colaborare și cea mai de lungă durată colaborare pe care a avut-o Fortnite-ul și se pare că încă o are cu DC Universe, cu Marvel. Tot adaugă personaje din acel univers. Așa a apărut Harley Quinn. Ei bine, ideea este că sub tot aceasta se ascunde o mică chestie. Treaba stă cam în felul următor. Dacă ne uităm la trailer-uri, la imaginile promoționale pentru Harley Quinn, vedem următorul lucru. O vedem pe Harley Quinn acolo în prima imagine cu un titan mai ciocanul care pare o fetiță normală și în oglindă se vede ea sub o formă puțin mai rea. Adică sub o formă puțin schimbată. Asta ne lasă puțin de gândit. Pentru că dacă noi ne uităm pe fundalul imaginii, adică dacă ne uităm după acele oglinzi, vedem că sunt niște skin-uri mutante. Sunt niște skin-uri pe care noi deja le avem în joc, care ele efectiv apar a fi mutante. Așa că poate nu înțelegeți la ce mă refer în momentul ăsta, dar o să înțelegeți efectiv acum. Am pus imaginea asta pe fundal, vedem cele 4 skin-uri care ele efectiv se află pe fundal și ele efectiv sunt cumva mutate. Au efectiv o mutație. Ne uităm efectiv, nu știu exact cum se numesc cele 4 skin-uri, deasupra fiecărui skin se află efectiv skin-ul respectiv mutant. Și în dreapta jos vedem centrala aia nucleară despre care am vorbit acum ceva timp și cred că asta este posibil să aibă legătură cu toate skin-urile astea mutante. Adică este posibil ca sezonul următor să aibă o temă din asta mutantă. Mie chiar m-ar plăcea, sincer, să fie ceva de genul ăsta, chestii normale versus chestii mutante. Da, ar fi interesant, dar nu cred că aș mai vrea zombie, sincer. Da, nu cred că aș mai vrea zombie. Vreau să-mi ziceți care este părerea voastră. Sunt extrem de curios ce perspectivă aveți voi asupra skin-urilor ăstora și a chestiilor mutante. Nu știu, mi se pare extrem de ciudată toată chestia asta. Nu știu, este posibil să fie totuși un easter egg pentru sezonul următor. Sunt curios efectiv care este părerea voastră despre chestia asta. Și că tot vorbim de DC Universe și de toate chestiile astea, știm de Black Widow, de Văduva Neagră. Urmează să apară filmul ăsta în martie sau în aprilie, dacă nu mă înșel. Și este posibil ca de fiecare dată, știm cum au fost chestiile din Marvel Studios, Fortnite este posibil să scoată o colaborare cu Marvel iarăși, adică bine, colaborarea încă există, dar să scoată skin pentru Văduva Neagră, pentru skin pentru femeia asta, pentru Black Widow, care este în variantă albă cu cele două pickaxe-uri. Da, pare sincer un Fortnite style, chiar mă duce efectiv cu gândul la Fortnite style. Și ideea este următoarea. Ne aducem aminte că data trecută am vorbit despre ceva iteme, despre cele 6-7 iteme care efectiv ele sunt de aur și nu le poți sparge și care efectiv urmează să apară în Fortnite și s-a găsit în fișierele jocului. Dacă tu vei sparge aceste iteme, vei primi ceva, dar nu știi ce. Nu, efectiv nu știi ce primești. Apare acolo că dacă tu spargi, primești un reward, primești un material. Ei bine,
au făcut băieții, de fapt am găsit chestia asta pe Reddit, că s-a găsit ca și cum ar putea fi un material nou. Dacă tu, de exemplu, spargi, spre exemplu, nu știu, o cadă, o canapea, un printer, un scaun de aur, este posibil poate să primești un gold respectiv. Vedem că este lemn, cărămidă, metal și aur. Este posibil ca ăsta să fie un material, spre exemplu, pentru un item ceva, un reward, și tu o să trebuiască să spargi, nu știu, două, trei chestii din astea. Dar ideea este următoarea, că ele nu se spawnează în același loc, el nu se spawnează deloc în același loc, itemele astea aurii, ci efectiv se pot spawna în orice casă din Fortnite. Adică, efectiv, unde este un spawn de cadă, se poate spawna asta aurie, unde este un spawn de carapea, se poate spawna acolo, un scaun, un printer, efectiv orice e acolo se spawnează. Mi se pare super, super, super tare chestia asta și chiar sunt curios care să fie treaba cu toată chestia asta. Este posibil ca asta să fie un nou material pentru Fortnite. Materialul aur să fie pentru un quest ceva, v-am spus. Da, și continuăm cu o chestie și avem ceva statistică de la Fortnite care pur și simplu în momentul ăsta ne-au dat niște date care au fost cele mai jucate hărți de creative din Fortnite până acum. Și dacă ne uităm, le vedem acolo cele 10 hărți cele mai jucate și vedem așa. Le avem acolo în stânga și în dreapta de tot avem codurile hărții. Vedem că efectiv cele mai jucate și cele mai practicate moduri de creative sunt box fight-urile, free for all, zone wars, arena, 1 vs 1, sniper, dead run, hide and seek, fashion competition. Asta e tare, asta mi se pare șmecher că a ajuns să fie atât de jucată în foarte puțin timp și partea de domination. Da, dacă vreți voi să încercați una dintre cele mai populare 10 hărți din fiecare gen din Fortnite, aveți aici pe ecran, puteți să mergeți foarte, foarte frumușel și să o încercați voi pe creative. Așa că mai avem aici o mică statistică, după cum am spus, făcută de un player, asta nu este direct din Fortnite. Avem toate itemele care efectiv au apărut de la lansare, adică de la versiunea 11 până la versiunea actuală. Toate itemele care au fost adăugate, voltuite, anvoltuite și bufuite. Ideea este următoarea. O să le las pe ecran, asta mi se pare o chestie foarte șmecheră, ca să ținem așa puțin evidența a chestiilor care s-au întâmplat, care au fost readăugate. Putem să o luăm așa foarte frumos, vedem că au fost adăugate în versiunea 1.30 chestiile de Crăciun, cu omul de zăpadă, cu Grenade Launcher-ul și chestiile respective. După aceea vedem Fortnite cu Star Wars, care mi s-a părut super șmecher, cu lightsaber-urile, cu toate chestiile respective. După aia toate chestiile au fost voltuite. După aceea vedem că a fost unvoltuit firework-urile, gen rachetuțele. Și după aceea, după câteva zile, a fost voltuit înapoi. Da, e super ciudat, pentru că asta încercăm să o ținem așa puțin, ca să ținem puțin evidența a chestiilor care au fost adăugate random și voltuite. Eu chiar sper că acum cu update-ul 1.50, adică cu reîntoarcerea launchpad-ului, să nu fie exact aceeași chestie, adică să nu scoată launchpad-ul, pentru că mi se pare destul de șmecher. Și acum vreau să discutăm despre un concept pe care l-am primit chiar de la voi. L-am primit de la câteva persoane pe Twitter și de la foarte, foarte, foarte multe persoane pe Instagram. Ideea este următoarea. Vedem aici că este un concept al caracterilor. Pur și simplu, ce poți face tu? Poți să îți modifici caracterul cam cum vrei. Efectiv, cam cum vrei tu. Ideea este următoarea. Părerea mea personală despre chestia asta este o chestie și un concept mega, mega, mega șmecher, dar nu cred că se va adăuga niciodată în Fortnite o chestie din asta, dar este șmecheră. Este o idee foarte, foarte șmecheră și chiar nu m-ar uimi ca Fortnite-ul să adauge o chestie din asta care pur și simplu te lasă pe tine să-ți customizezi caracterul cum vrei tu. Mie mi-ar plăcea, de exemplu, să existe o chestie din asta pentru că pur și simplu aș putea să-mi fac efectiv cam orice caracter aș vrea, cum vreau eu. Pentru că, vedem, poți să-i schimbi efectiv pălăria, poți să-i schimbi fața, poți să-i schimbi pantalonii, mâinile, poți să-i schimbi îmbrăcămintea. Da, dar este posibil și mie mi s-ar părea șmecher ca să poți să schimbi chestiile astea cu chestiile pe care tu deja le ai. Adică cu chestiile pe care tu le ai în locker, tu să poți să folosești pieptul, de exemplu, nu știu, de la Black Knight, de la, nu știu, Shadow Ops, pentru un anumit skin. Și mi s-ar părea o chestie super, super tare toată treaba asta. Sunt foarte curios ce părere aveți voi legat de toată chestia asta, dacă v-ar plăcea să existe așa ceva în joc, pentru că, băi, sincer, asta ar fi un efectiv un game changer. Nu cred că ar mai exista două skinuri la fel dacă efectiv s-ar întâmpla chestia asta și ne gândim cum ar afecta în mare parte
fashion show-urile. Pentru că aici, dacă stai să te gândești, chestia asta cu outfit-urile ar putea schimba cam total toată chestia asta cu cu skin-urile astea pentru fashion. Și, oameni buni, cam asta a fost episodul pentru astăzi. Eu sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe butonul de subscribe dacă mai doriți astfel de episoade. Eu am fost Sami, ne vedem data viitoare și v-am pupat. Pa, pa!